A venit vara, un anotimp în care soarele ne face să ne gândim la vacanțe și ne dă mari bătăi de cap dacă rămânem în oraș. În plus, e un anotimp în care avem la dispoziție o grămadă de alternative din punct de vedere nutritiv. Despre regimul alimentar adecvat în condiții de vară, discutăm cu doamna dr. Odica Cibea, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice. Doamna doctor, de ce trebuie să ținem cont, în primul rând, din punct de vedere alimentar, vara? Vara este o ocazie bună să avem un regim de viață echilibrat și o alimentație sănătoasă, pentru că avem la îndemână o mulțime de fructe, legume și alimente de sezon. Mulți dintre noi așteptăm vara pentru a începe un regim de slăbire. Este acest anotimp cel mai bun moment pentru a încerca să scăpăm de kilogramele în plus? Eu consider că este un moment bun, pentru că avem la îndemână o mulțime de legume și fructe proaspete și, de asemenea, e să nu uităm că este momentul vacanțelor de vară, când, departe de stresul zilnic cotidian, ne putem construi niște obiceiuri noi și sănătoase. Galantarele sunt în același timp pline de produse care mai de care mai diverse. De ce trebuie să ne ferim în mod special? În primul rând, cred că trebuie să ne ferim de alimente și compuși sofisticați, a căror conținut în calorii nu-l cunoaștem. De aceea, eu recomand tuturor să cumpere sau alimente în stare naturală sau alimente care să aibă pe ambalaj foarte clar inscripționat procentul în principii alimentare și conținutul de calorii. De asemenea, se vorbește frecvent despre combinarea corectă a alimentelor. Există asocieri de alimente de care trebuie să ne ferim? Este într-adevăr foarte la modă. Lumea încearcă de multe ori tot felul de variante și combinații pentru a scăpa de kilogramele în plus. Cred că secretul constă într-un echilibru și o pondere corectă a tuturor grupelor alimentare. Ce ne puteți spune despre hidratare? Ce înseamnă o hidratare corectă? O hidratare corectă înseamnă pentru majoritatea persoanelor, pentru persoanele sănătoase, înseamnă consumul la cel puțin 1,5 litri de lichide pe zi. Dintre lichide, mi se pare important de punctat faptul că vara trebuie să bem mai multe apă și mai puține sucuri pentru a nu ne trezi cu foarte multe kilograme în plus. Există și riscul de suprahidratare? Pentru o persoană sănătoasă nu există acest risc de suprahidratare. Există anumite afecțiuni medicale în care aportul de lichide este stabilit împreună cu medicul. Să ne gândim un pic și la viitoarele mămici. Sunt persoane, femei care sunt gravide în această perioadă. Ce le recomandați din punct de vedere alimentar? Femeilor gravide le recomand o alimentație echilibrată și mai ales în această perioadă să se ferească de alimentele insuficient preparate termic. La femeile gravide este mai bine să se evite brânzeturile fermentate sau preparatele din carne care nu au fost preparate termic pentru a evita riscul de eventuale îmbolnăviri. Consumul de fructe și legume este foarte important. Am început să mă repet, dar cu atât mai mult la femeile însărcinate și în niciun caz nu trebuie să uite de lactate, pentru că perioada sarcinii și perioada după este o perioadă în care avem mai mult decât oricând nevoie de calciu, de un aport bun de calciu în organism.
Mă bucur că ați amintit despre perioada de după. Ce ne puteți spune despre mămicile care alăptează în această perioadă? Trebuie să își ia precauții suplimentare pentru a-și menține copilul sănătos și energic? În primul rând, aș încuraja toate mămicile să alăpteze, cu excepția situațiilor în care există contraindicații din punct de vedere medical. Și le-aș spune că alăptatul le poate să ajute și să revină mai repede la greutatea dinaintea sarcinii. Cât despre precauții alimentare, există anumite alimente și medicamente care pot trece prin laptele matern, dar colegii noștri de la neonatologie și pediatrii discută de obicei în extenso despre aceste medicamente și alimente cu fiecare pacient în parte. Trecând un pic în alt plan, ce ne puteți spune despre vârstnici? De ce trebuie să țină ei cont în anotimpul cald? Pentru vârstnici, cel mai important este ca ei să se hidrateze. Din păcate, cu trecerea anilor, senzația de sete se tocește, între ghilimele, de aceea mulți vârstnici uită să bea apă și acest lucru mi se pare cel mai important, ca pe timpul verii să aibă eventual sticla lor de 1,5 litri pe care să știe că trebuie să o bea până seara.